Any tip? I want to say something to you. Vreau să-ți prezint că lui este pictură. Am luat cam toate strânsele, nu dacă toate, câte le avem, câte le are tata cu mari pictori, în fine. Astea au fost foarte bune când era făcut, dar ceva între calitatea la albumele comuniste și albumele străine. Aveam niște brofurici, dar destul de mari așa. Dar trei le-am scos. Am scos pe Fragonard, pe Boucher și pe Modigliani. Modigliani care nu-i de la art pictor. Deși Modigliani e un pictor bun, dar ce vreau să spun? Uite, ăia făceau niște picturi de senzație, Fragonard, Boucher, și nu își tratau subiectul cum făcea, de exemplu, avem aici Vincent Van Gogh, prima, numărul 1 chiar, mari picturi, viață, sursă din viață cu opera. Astea sunt bune că dau date de viață, mai rău nu era asta pe internet, nu era dată în română. Uite aici, vezi, s-a făcut o piramidă, de fapt, așa aș pita o piramidă, cum a pitat el vasul ăsta cu fără soarele. Nu, bun, înțelegi ce zic? Ceva se pierde. Deci avem mari pictori și vreau să spun că pictura e ceva foarte serios, care dacă o iubești, te va iubi. Deci avem mari pictori, hai să vedem ce mine are mai. Deci Vincent Van Gogh, Soutine, ăsta a fost un prieten de-a lui Modigliani. Ăsta Soutine e tipicul de licean, de la liceu de artă. Bețiv, bogat, ciudat, evreu, mai știu ce, dar care totuși reușește să răzbească și e mult mai interesant. Chiar decât Modigliani, care era un conte, așa ce era. Deci o să ne uităm mai ce are Soutine pe aici. Bun. Soutine era un tip care a fost multă foame. A venit cred că din Belarus, nu știu de unde vin, de acolo, în acea, la Paris. Acum avem Pierre Bonnard, avem Caracci, 1769, avem Monet, ce cheamă pe Monet, Claude Monet, Paul Klee, da, sunt 1740, sunt pică foarte ca lumea, pe copilul lui ultima Felix Klee. Și Felix Klee a scris o carte despre Faust. Apoi avem Fernand Léger, numărul 104, Andrei Rublev, numărul, uite, Andrei Rublev și Icona Rusă, numărul 48. Da, interesant. Rezultatele lui Andrei, cromatica lui și de compoziție ale lui Andrei Rublev se aseamănă cu picturile Van Gogh. Deci Van Gogh nu se seama de lui avea nevoie de aur. Pentru că nu l-avea și nu știa ce caută. Dacă băga aurul, care l-a băgat Rublev, posibil roșu și patăzi un chis pe lumea asta și a ajuns la ceva ce căuta poate de fapt, fără să știe, vezi? De-aia cultura răsăriteană e capital, esențial. Uite, avem aici Casimir Malevich. Este un tip extraordinar. Casimir Malevich. El a inventat suprematismul. Și apoi avem expresionismul german. Asta este iarăși o mare chestie. Și avem aici, pe copertă e un tip o tipă, la o sofa. Iar aici avem răstitirea lui Emil Nolde. Da, pictură faină. Apoi avem Înviere. Astea sunt picturi din Emil Nolde, 1909. Uite, după ce se vine numai boli grave, în anul 1909, Nolde începe să invite vizitații pentru Noul Testament. Este trebuie cercetat toată. Da, mai multe. Uite, Miro, asta îmi plăcea mie foarte mult.
Există o carte de interviuri de, cu Juan Miró, luate pe anii 70-80, cred. Eu stăteam într-o insulă din Catalunia, avea un atelier colosal, avea făcut și ceramică, făcea chestii, lucra, oricum e extraordinar ce face cu ăsta. Poți să faci o pictură, numai să faci niște stele, niște cercuri, niște pietre, niște treburi, niște culori, e ceva colosal. Avem aici, și puteți să știți așa în trei, frate. Eu când aveam vreo 3 ani, 2 ani, 4 ani, tata îmi dădea să mă uit în albumul românesc cu Bosch. Era nimeni cu Bosch. Ăla a fost picul meu. Și ne uitam acolo și zicea, uite, vezi, așa zice, ăsta fi, mi rog, vezi aici, uite, uite ce-i face lui ăla neat, uite, în infern acolo, uite acolo, vezi, uite acolo cu legite, baza afară, ăla, toți uite acolo cum stau toți. Uite cum îl înorocește pe ăla, uite, ce la face, deci eram un copil și mă uitam la chestiile astea, cum s-a uitat omul la Alfa și Omega, delfinii cu tânărul ăla, nu? Și astfel, și după aia mi-a dat, când am mai crescut un pic, pe la 4, 5, 6 ani, mi-a dat general. La început n-am vrut, dar m-am uitat. Am făcut general și îmi place până anul. Mi-am cumpărat și eu încă un album, că nu l-aveam. Același album care a dat tata, nu mi-a plăcut, și l-am pierdut pe timp. Bun, mari pictori, viața sufă de inspirație și opera. Futurismul. Futurismul înseamnă arta viitorului, proiectată în prezent. Deci, cum va fi în viitor, în felul de sterger. Nu chiar anticipat, dar aici dinamismul ciclist. O bicicletă cu multe roți, un tip care nu știu pe unde e. Uite, nu dorim să le dăm senzații pur optice, ci trăire psihice și totale. Cine zice asta? Umberto Boccioni, dar asta era cu mișcarea în față. Uite, dansul Pan Pan la Monico, este un fel de Gino Severini. Da, interesantă și asta, va uita ceva și mai interesant. Dansatoare în albastru. 1912. Da. Interesantă dansatoare. Tot e cromatic, albastru. Secretul unei picturi bune, de teoretic, adică bune, ar trebui să folosești pe puțin nuanța la acela culor dominantă. Chiar și tonalul. Dar nu știu de unde știu. Dorim să transferim războiul unic ai genului, avem militarism, patriotismul, gestul distrugător al anarhistilor, ideile frumoase, numele căruia se moare pentru precum și specul pentru femei. Marinetti, manifestul turistă nu este nou. Ce să mai zici, frate? Uite, tren blindat, 1905, cine se veri? Și mă gândeam să scriu astăzi ceva gen comunicat, tot pe aceeași idee. Adică nu pe aceeași idee, ci pe aceeași drift. Pictura asta probabil că a fost arsă de către artiști care le plăcea tenul de vite, tenul simplu. Uite, fata alergând pe balcon. 112 Giacomo Balla. Da, e o fată care alargă undeva. Fata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fete. Dinamismul câinelui de este. E un câine care dă din bicicletă pe bicicletă. E fain asta. No, și ca să nu mai zic că Bosch, chiar nu e Bosch, era și cu Hristos, cu Sfinți, și oameni ca lumea. O educație bună. Avem aici Gauguin, numărul 3.
Da. Gauguin cu gagicile lui. Dar adevărul e că dacă stai să te gândești că oamenii așa trăiesc, și te avem aici viziune după liturghie, de asta te-am povestit, natură moartă, sărbătoare la gloanie. Vai, cel bate îngeri pe Iacov, îl cucoșează, îi dă, femeile astea se minunează pe aici. Uite aici pe Boba. Ah, tot potet mizerabil. Mie îmi place doamna Zinu, la cafea mea. Ei, da, asta e. Avem o carte poștală de la mama. Ea da colecție. Chiar tot pierdut. Le-am spus toate la un loc. S-a mi s-a dus tot. A fost o vreme. Uite. Hristos galben, poate o poteți. Aici e și mai pocăit. Da. Chiar a făcut tipe din alea. Ba și buzuce. Dar mie îmi place. Mie îmi place de frumosul ăsta de Ion. Deci asta de unde venim, ce suntem în control de unde stăm. Sau cine suntem, nu? Indicată de zorul și de zi, visele stau de tot la literatură, cu vorba și întâlnire, simplitate cât îmi permite profesiunea. Nu e ușor. Nu este nou să afecta de ce dată. A făcut, era bolnav de fiecare problemă. Uite aici a făcut un cal călul meu, un cal val. Un cal roșu, un cal maro. Nu este noastră, toată noastră. Că dacă știam, nu am memorat. Bun, Gauguin s-a fugat continuu. Picaro, s-a fugat Gauguin. Da. Picaro. Un mare pictor. Era un normal, era. Uite, Picasso, ăsta, Picasso. Dar ăsta ne amintesc că am văzut în Deva, de la treaba asta. Au făcut și Picasso un tablou fain. Una din nevestele lui, la domnul. Era un mulțumesc oameni. Aia era frumoasă, era inteligentă, era toată. Hai să vedem acum cum se numește. Sărată. Da, bine, am murit. Da, asta e. Dora Amar. Sclavă. Sclavă lui Picasso. Bun, altul. Mai e ceva, alt spaniol. S-a văzut al lui Tocu, nu știu mai ce. Deci ăsta era tot citat. Uite, chiar nu e bostul, fi tot cu el. Asta mă uitam, nu eram să zic. Eu să mă uitam, să mă vedeți asta. Poate chiar de atunci. Deci mă uitam aici, că eu vreau să fiu toată scos. Și chiar aici a spus, lângă ce spus, în ce care s-a mai spus, hai ce urlă, urlă, face urlit. Așa că ce-a dat, mai mult zis, ia intre. Apoi, pe cine mai vedea? Mai vedea niște pe altă. Uite, aici e ăla care are săgeata la salărie și care îl ține pe Hristos. Uite, cu moartea avarului, în pasul lui. E un om care moare. Uite, e foarte interesant.
Da, eu m-am inspirat și pe corada nebunilor la lista mea care nu s-a jucat. Nu s-a jucat un pic. Uite ce e aici, frate. Tip. De patru de moarte, pe cascut, are îngerul în spate. Vine moartea, în pungă, cu o peste azi, deschide ușa. Și e un tip care stă la o ladă și acolo e un pitic sau un porcel, dacă nu știu ce face, un porc. Și uite că vine un tip, beșit ca surât și aduce o pungă cu bani. Sau se ia o pungă cu bani. Nu știu dacă o aduce sau o ia, sau o poziție. Ideea e că el are pe Hristos în fereastră sus și se uită, el nu mă se uită ca asta. El se uită în cortină de față. Uite așa, e și o pungă, o balanță, vine o rază. Și atunci, dacă dă sacul, are șansă ea să plece pe sacul, iar să ajungă raza, să-l vadă pe Hristos. Pe Hristos și pe cruce, nu mă simt. Pe harii nu sunt. După vine curada nebună, curada nebună pe sem, de sem extraordinar. În curada nebună, așa am început să mă gândesc, că eu am fost educat pe călugării de un sem. Tata mult timp nu te predica, că nu. Este o situație materializată. Și ce avem aici? Un călugăr, doi călugări. Un călugăr ce e bagan și un călugăr nu știu cum. Unul cântă la luptă și alții te iară tipul ăla care apare și la Iisus. Pe alt tip. Din cocoșat pe sus, unul vrea să taie puiul din catar, în pom, în cap urât, și te vin niște oameni, și ei cântă în barcă, și barca merge. De fapt, ei s-a fost, iar Hristos nu mai este în barcă. Înțelegi? Cu boc, de boc. Nu băgat un termometru gigant pe nasă. Se fost de ancoră și o femeie vine și de aia de băut cu o buchică albă. De fapt. Și ei cântă în corabie. Ăștia ce? Ăștia pot să fie descoperitorii lumii noi, călugării care își dau să descoperi. Să predice la niște albaștri. Uite, triticul carul cu fân, da, aici zice că un altul zice că lumea este plăie de fân, fiecare ia din ea cât poate. Bun, frate. Uite, în stânga lui, Adam. Face cu Adam, Eva, vine șarpele, ca îngerul alunii. După aia, tot felul de tipi care sunt clar mai un place, sunt capătul de bosologeni. În dreapta se vede un fel de infern, o lume în care cerii de plăcă cu mediunde. Casele sunt turnuri măruite. Oamenii sunt chiar răzvedite. Felix, dragă, este obosit. Edward Mills, ăsta e un poet, ăsta e un pictor de ăsta. Dar are acel strigăt al lui,
mai are alte chestii. Treaba ta, asta zic, când auzi cum nu te-aș fi tragonat, uite, strigă tu la mine, este noastră. Da. Era așa. De asta, dezvoltarea creierului e crucială. Păi mari pictori. Prezent de la clasă. Au pus moartea lui Cadanapa în prezența în care unul din clar, în junghie, o balistă. Ideea lui, de ce e acest tablou se copertă foarte, și de ce rămas eu și vorbesc de el, sensul ăsta și că nu poți efectiv să reprezinți cum face în partea o grămadă de meridiani și altul, pentru că și cum ai lua, ca și cum ai lua și le irade. Bun, mai departe, mari pictori, Viparea Nabis, numărul 13. Asta este ceva ce îți recomand, că sunt mari Nabis. Să mai bine zic nici Nabis. Asta este pictor care este după Van Gogh, după Cezanne, după Gauguin, după Monet, după Manet, după Bonnard, după Pissarro. Și au fost nabiștii, ăștia sunt profeții, că mai sunt poviștii, care sunt sălbaticii, și mai este Pointilistul Nisora, pictura naivă lui Emilie Stefanu, și așa toate spre 1900. Marcel Duchamp, ăsta e tipul ăla de ce am scris despre el. Cât e interesant. Atât o mână, nu știu ce fac din asta, dar nu mai știu. Portretul doctorului Dumochev. Da. Bine. Deci, Duchamp ăsta, de tatăl artistului. Portretul tatălui artistului. Tot doctor de Bernard Thibault. Da. Știi cum ai... În locul lui Duchamp era că nu era nebun. Uite aici, că e... Știa alta și nu în firmă, așa de orice. Era bățănețe. Bun, ce mai avem aici? Pop art. Bine, pop art. Avem pop art, Andy Warhol, Venice de Botticelli. Pop art. Eu nu simpatizez. Mai avem aici Tizian, care iară niște dezbrăcați aici, dar foarte spiritualizat. Uite, Amorul Sacru și Amorul Profan, 1915. Avem Flora. Nu seamănă Flora. Nu seamănă puțin. Nu bun. Tizian a fost unul din profesor major al lui Greciu. De Kuning, 1904-1907. Asta e un pictor care pictează mai urât decât Duchamp, sau poate nu. S-a făcut și era ceva de o gazică. Acum ce să zic, știi cum e...
Trebuie să înțelegi că arta nu este pornografie, nu este bazopă, dar în același timp trebuie să exprimi a wish for something more, nu? Deci, something more or something less.